E adevărat că mai afectați de depresie sunt adolescenții? La momentul actual, vârsta asta de adolescentină, să-i spunem așa, este foarte stresată. Există nenumărați factori care le perturbă cumva creșterea. Totodată sunt acele schimbări hormonale care apar la această vârstă și reprezintă încă un factor stresor asupra vieților. Consider că este bine să fim mai blânzi cu noi, chiar și adolescenții, ei între ei sau chiar ei cu sine, tocmai pentru a putea trece mai ușor peste această perioadă și totodată pentru a se bucura de această perioadă, deoarece sunt în floarea vârstei și trebuie să își dea seama că lucrurile vor fi bine și acum și pe viitor. Știți, e foarte interesant că în momentul în care ne dăm seama că avem în grupul de prieteni, de cunoscuți, poate o persoană mai anxioasă, poate o persoană, poate la un debut de depresie sau în depresie, știți, avem cumva tendința de a-i spune acele persoane, ești ok, e totul în regulă, da, lasă, o să fie totul bine, hai să vezi, va fi totul bine. E ce trebuie să facă cei din împrejurimea, da, din împrejurul unei persoane aflată la început de depresie, anxioasă? Care sunt cuvintele care trebuie să le folosim în astfel de situații? Cum trebuie să ne comportăm cu o persoană aflată într-o stare de depresie sau anxioasă? Pentru că știm că sunt unele replici care mai mult enervează și mai mult agită persoana respectivă. Exact. Și cum a spus dumneavoastră, lasă că totul va fi bine, cred că face parte dintre aceste replici care câteodată activează persoana respectivă și nu. Bun. Aici cred că este foarte bine, dacă știm persoana destul de bine, suntem un apropiat al persoanei respective, să încercăm cumva să ne pliem pe caracterul ei. Dacă este o persoană colerică, foarte agitată, nu ne vom duce la ea și vom spune, lasă că va fi foarte bine, pentru că nu va merge. Dacă este o persoană liniștită, poate puțin introvertă, nici nu ne putem băga în viața ei în secunda 2 și să o întrebăm, dar ce ai, dar cum ești? Nu sunt neapărat niște tehnici magice de a-i fi aproape unei persoane. Câteodată este important doar să fim acolo, lângă ea, și persoana câteodată se va deschide și va spune anumite lucruri. Uite, poate nu mă simt bine sau aș vrea să mai discut niște lucruri. Și noi, ca persoanele de lângă, trebuie să prindem aceste subtilități, lucru care nu este posibil întotdeauna, asta este adevărat, dar când am prins acea subtilitate, este bine să mergem pe acea cale mai departe și să încercăm să fim acolo câteodată pentru ceilalți. Sau poate e mai simplu să spui, hai să mergem să jucăm în fotbal sau hai să ieșim la iarbă verde sau hai să mergem la un film sau nu? Poate chestii de genul ăsta ajută mai mult decât lasă că o să fie bine, nu? Și acestea sunt niște variante foarte bune, deoarece scoate persoana din mediul respectiv, nu o lasă să rămână în gândurile acelea de singurătate, poate pe care le are, și totodată nu mă las să se gândească la niște lucruri negative, să aibă aceste ruminații permanente, că nu se simte bine, efectiv o scoate din zona acea de risc, să-i spunem, și o duce în altă zonă. Da, bun. Ce se întâmplă în cazul în care acești pacienți, cu depresie nu respectă tratamentul impus de medicul psihiatru? Dacă nu se Care respectă sunt acest riscurile? tratament psihiatric, pot apărea acele recăderi de care vă vorbeam. Simptomatologia pe care o avea la început poate apărea mult mai grav și mult mai rapid.
pe perioada tratamentului. Este mai greu de tratat o recădere decât simptomatologia de bază în sine. Lucru pe care eu îl afirm la pacienții mei și le explic acest lucru. De asta consider că este foarte importantă această comunicare cu pacientul, în care îi sunt explicate atât beneficiile tratamentului, riscurile, cât și poate efectele adverse. Comunicarea cu medicul ar trebui să fie în mod constant realizată, tocmai pentru ca noi să putem să facem aceste modificări la tratament. Poate unui pacient nu se simte bine cu un anumit tratament, îl putem schimba cu altul. Nimica nu este bătut în cuie în medicină. Există variante, dar de asta trebuie ca pacientul să țină o legătură constantă cu medicul psihiatru. Bun. Printre cei care vin la dumneavoastră și tratați, da, de depresie, de anxietate, ce spun? Care au fost motivele, da, pentru care au ajuns în stările astea? Adică, care sunt cele mai frecvente povești pe care le auziți din rândul pacienților dumneavoastră? Din păcate, factorii socioeconomici au un impact major asupra sănătății mentale în general. Adică frica că nu își pot plăti facturile, că nu au ce mânca sau ce anume. Exact. Locul de muncă poate pe care nu îl mai au, sau faptul că au trebuit să lucreze în străinătate o perioadă mai lungă de timp tocmai pentru a-și putea întreține familia, au fost extrași din mediul lor, deci din țara lor, și au fost duși în altă țară. Nu s-au putut integra în acel mediu. Există probleme acasă, probleme de familie, probleme la serviciu. Acești factori impactează foarte mult persoana. Da, vreau să facem o delimitare un pic. Dacă aceste tulburări provin poate mai mult pe parte mercantilă sau pe parte sufletească, dacă sunt afectați mai mult cei care sunt mai raționali sau cei care sunt mai sentimentali, mai empatici, dacă ați reușit să faceți o clasificare a acestor persoane cu tulburări. V-am zis, din punctul meu de vedere, și depresia este o boală mercantilă, că nu ține cont de factorii aceștia. Nu ține cont cât bani ai, nu ține cont cât de înalt scund. Exact, nu ține cont de absolut nimica și, bineînțeles, și ea se modifică în funcție de persoană. Se modifică în sensul că simptomele pot fi atipice câteodată și foarte subtile, încât nu îți dai seama. Și v-am zis, nu contează, bogat, există, sărat, afectează în aceeași măsură. Există și persoane depresive care, sau acele persoane care sunt vesele mereu, râd mereu și există măști ale depresiei? Există, bineînțeles, măști. De asta este foarte important anturajul și medicul psihiatru, chiar și medicul de familie. Dacă mergem, ținem un drum al lucrurilor clar, vom putea pune un diagnostic corect și vedem acea persoană în dinamică. Eu am văzut-o astăzi, putem să ținem legătura cu medicul de familie sau cu familia. Uite, astăzi a venit la mine, este așa, la tine cum a fost? Deci este o comunicare permanentă și ar trebui să existe o legătură permanentă între specialitățile medicale pentru a putea diagnostica corect aceste tulburări. Bun, să spunem că anxietatea, depresia sunt niște tulburări pe care le semnalăm așa, ușurel, ușurel. La bipolaritate, unde putem delimita că un om este bipolar? Pentru că, de asemenea, poate avem zile proaste, poate avem zile bune. Poate 3 zile râdem că am câștigat la loto, următoarele 3 am pierdut banii de la loturi, suntem supărați și triști și nervoși și aruncăm și trântim. Unde putem spune că o persoană este bipolară? Unde e granița? Granița este acest diagnostic, este pus în timp, bineînțeles, și sunt niște criterii de diagnostic, bineînțeles, niște timp standard, măcar o simptomatologie de tip maniacal pe o anumită perioadă de timp, urmată eventual de o perioadă depresivă pe o anumită perioadă de timp. Nu putem să vedem o persoană și să spunem
tu ai tulburarea aceasta afectivă bipolară din start. Ori este un episod maniacal în prima fază, perioada aceea de agitație de care ați spus. Ce înseamnă episod maniacal? Că sună ciudat. Nu este ciudat, este un termen psihiatric și maniacal. O energie exagerată pe care o are persoana respectivă, simțurile îi sunt exagerate, cheltuie în mod excesiv. Așa. Instinctul sexual este crescut, acel Așa. De apărare este crescut, lipsa de somn este acută, doarme decât 3-4 ore pe noapte și totodată se simte plin de energie. Face totul la un mod exagerat, da? Exact. Bun. Mod exagerat, da, dar pe o perioadă mai lungă de timp. Nu astăzi ești așa și peste două zile nu mai ești. Nu putem spune că aceasta este o tulburare afectivă bipolară. De asta v-am zis că este important. Am vrut să determinăm concret această tulburare, pentru că na, cu toții avem zile în care e mai bine, zile în care e mai rău. Sau dacă avem un coleg care e mai nervos câteva zile, asta nu înseamnă, și după aia râde trei zile, asta nu înseamnă că e bipolar, nu? Nu. Și ce ați mai spus dumneavoastră, ne putem referi chiar și o scădere a tonusului în general cu această perioadă de toamnă-iarnă. O scădere a tonusului în care ne simțim puțin melancolici. Păi asta e că toată lumea vorbește de astenia de toamnă. Așa am și început emisiunea. Apar exact. Asteniile, apar și depresiile. Ei, ce fac asteniile astea de toamnă? Că toată lumea auzi acum că e obosită. Toți spun, mi-e somn, aș vrea să dorm mai devreme. Da, mi-e frig și mă bag sub plapumă că e frig și e întuneric. Și ce se întâmplă cu asteniile astea? Asteniile acestea sunt perfect normale. Dacă este să facem o scurtă întoarcere în timp, în istorie, perioada de toamnă-iarnă era o perioadă de hibernare. Corect. În care oamenii nu făceau nimic. Se băgau în peșteră și stăteau acolo, ieșeau doar la vânat. Exact. Și acțiunile lor erau limitate, erau scurte ca perioadă de timp. Da. Acest lucru se întâmplă și acum, bine, dar suntem la un cu totul alt nivel. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim mai blânzi cu noi, tocmai pentru că aceste lucruri sunt normale în această perioadă și ar trebui să le facem față cu ușurință. Conștientizăm problema, ne dăm seama de situație și încercăm să facem lucruri care ne fac pe noi să ne simțim bine. Ați spus să fim mai blânzi cu noi. Știți, e de asemenea o chestie interesantă. În momentul în care treci printr-o problemă sau eu știu ce, toată lumea îți spune, totul va fi bine, fii pozitiv, trebuie să gândești pozitiv. E o altă replică care, nu știu, te aprinde în momentul în care tu știi că ai niște lucruri, da? Greoaie, apăsătoare, iar o persoană veselă, bine, de lângă tine, spune, stai liniștit, va fi totul bine, fii pozitiv, gândește pozitiv. Ei, de asemenea, care sunt replicile care ar trebui folosite în momentul în care un om are o apăsare, are o problemă, are o stare mai... O stare mai negativă, v-am zis, este în funcție și cine suntem față de persoana respectivă. Dacă suntem un membru al familiei foarte apropiat sau un prieten apropiat, putem spune că, uite, sunt alături de tine. Sunt alături de tine. Pot face ceva pentru tine? Exact. Sunt niște lucruri care nu trebuie neapărat niște studii extensive câteodată să ne dăm seama de acest lucru, dar câteodată poate persoana de lângă are o altfel de energie, un altfel de tonus care câteodată nu cadrează cu cel al persoanei diferite. Asta nu înseamnă că el nu ar vrea să te ajute. Sau... Nu ar vrea să te ajute, exact, dar nu sunteți pe aceeași lungime de undă, spus mai plastic. Bun.